O să supăr puțin pe doamna Mihaela. Eu zic că a făcut bine mare Preda că s-a despărțit Aurora Cornu. Și de următoarea nevastă, Eta Wexler, parcă, și s-a căsătorit cu a treia nevastă. N-ar mai fi fost Alexandru Preda. Exact, nu exact. Asta. Am vrut să spun, dar da. N-am mai apucat. E bine că n-a fost în sală și n-ar mai fi fost nici fratele lui Nicolae, domnule, încotro mergem noi, domnule, da? Nu, asta o să spun după. Vreți să spuneți ceva, domnule Stanley Cristea? Luați microfon. La prima ediție a Festivalului Marin Preda din 1982, nu profesorul Eugen Simion a fost vioara întâi, din păcate, a fost într-adevăr prezent la expoziția și la simpoziumul de la Alexandria, la Casa de Cultură, a fost prezent în sat la Siliștea Gumești, s-a fotografiat cu Săteni, a fost împreună cu Victor Crăciun, dar, folosesc și termenul ghilimele, vioara întâi a fost Ionă Crăjan, încât de acolo de sus, Marin Preda, la un moment dat, s-a trezit sigur o întrebare. Ce faceți, bă, periților? L-ați adus pe Ionă Crăjan la Siliștea Gumești? De ce? Ionă Crăjan era ocupase scaunul de deputat în locul lui Marin Preda, și o mică paranteză, a încercat un proiect cu o casă memorială pentru Marin Preda în aceeași curte, dar până la urmă n-a ieșit nimic. Vă rog frumos să mă iertați de intervenție. Memoria colectivă cu care... Mulțumesc. Ana Dobre, doctor în litere, nu? Filologie. Am fost în șase. Cred că am fost în afară de soțul său, singurul telormanean, când și-a susținut doctoratul cu profesorul Eugen Simion. Da. Asta este altceva. Vă spuneam de privitori, de oamenii din sală. Am fost și câțiva telormaneni, între ei m-am bucurat să mă aflu și eu. Nu vă supărați, domnul Cucu, dar asta e situația. Am și uitat să anunț venirea mai târzie a unui om despre care am vorbit la început. Stă în dreapta mea. Hai să vă și convin. Este Aurel Maria Baros, președintele filialei de proză a unui scriitorilor din România. Nu va vorbi. Deja am ajuns la... Poate. De fapt, sunt sigur. Invitatul cel mai așteptat. Alexandru Preda, mezinului. Oameni buni. Nu numai că e fiul lui Marin Preda. Este și nepotul lui Ilie Moromete. Chiar nu vă emoționează asta? Eu am chiar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Un pic cam prea mare pentru mine. Nu știu dacă sunt eu cel mai important sau dacă sunt, n-aș vrea să fiu eu cel mai important vorbitor, pentru că am avut înaintea mea antevorbitori mult mai deștept ca mine, care au spus lucruri mult mai interesante decât cele pe care am să încerc să le spun. Îmi făcusem undeva pe drum, un fel de speech, așa, îmi creionasem niște idei după ce am auzit și după ce au vorbit ceilalți distinși domni și doamne, s-a dus și planul meu de speech. Am să încerc să improvizez un pic și să vă spun că de câte ori vin în această zonă, în Alexandria, de câte ori vin în Siliștea. Pe mine personal mă încearcă un sentiment de bine, un sentiment de bucurie, pentru că, bun, da, este satul, este zona în care s-a născut tatăl meu, este satul în care s-a născut, dar eu personal am un sentiment de bine pentru că mă întâlnesc cu oameni frumoși, pentru că revăd prieteni și vă consider pe toți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ne-am întâlnit în această ultimă perioadă de mai multe ori și de-a lungul anului trecut cu dumneavoastră și îndrăznesc să vă spun că sunteți ca și prietenii mei. Și mă bucur foarte mult că ne vedem și că învățăm acest exercițiu de comunicare, de a ieși din casă
de a lăsa telefoanele sau de a lăsa televizorul și de a ne aduna în șezători, în locuri unde să putem vorbi nu neapărat despre Marin Preda sau, sau neapărat despre Macedonski. Acest schimb de idei între oameni, de vorbe pe care le spunem fiecare pentru mine, eu le consider aur în relația interumană pe care o, pe care o putem avea. Și atunci îndrăznesc să vă cer în ghilimele să reiterăm genul ăsta de întâlniri, să ne adunăm mai des cu sau fără sprijinul Consiliului, cu sau fără un pretext anume, un concurs sau ceva, să găsim motive de genul, nu știu, în luna asta hai să ne vedem cu prietenii, hai să ne auzim pe domnul profesor Scurtu, haideți să auzim pe doamna Dobre, pentru că sunt oameni care au lucruri interesante de spus și care merită spuse. Timpul trece, ani trec, îi vedem fiecare pe la tâmple, îi vedem fiecare și e bine să profităm de acest simplu exercițiu de dialog, să vorbim cu oamenii. Preda, tatăl meu, îmi aduc aminte, și-a pus la un moment dat telefon. El era un foarte pasionat, îi plăcea să scrie scrisori. Și scria scrisori oriunde, cu orice ocazie. Trei rânduri, cinci rânduri, noaptea la 12, noaptea la... vroia să vorbească cu cineva, punea mâna pe Ciroc. Îi scria, sunt aici, mă gândesc la tine, punct și la... Iar când și-a pus telefon, a fost pentru el o revelație. Era în stare să vorbească ore întregi. Vorbea cu mama mea ore întregi la telefon, până când mama spunea, Marina, hai să mai lăsăm și pe alții să vorbească, că firul e unul singur, în ghilimele. Și atunci, cred că acest lucru trebuie să-l facem și noi. Cred că trebuie să părăsim cotidianul, care e apăsător, este tot știm ce trăim, noi se bat cu ceilalți, ăla îl omoară pe ăla. Sunt lucruri mult mai frumoase pe care le putem descoperi adunându-ne. Ca în Poiana lui Iocan, de care a pomenit un domn mai devreme, toate lucrurile astea cred că le putem face mult mai ușor. Și îmi cer scuze pentru acest intermezzo cam lung, dacă să mă gândesc. Ne aflăm aici, da, avem un concurs, Festivalul de Literatură Marin Preda. Mă bucur că există și mă bucur că, iată, trec ani și se mai face unul și se mai face unul și mai punem încă unul. Și cineva pomenea mai devreme de primul concurs din 1983. Mulți ani și s-au mai făcut și s-au mai făcut. Uite, și, și anul ăsta ne vedem aici să jurizăm și onoratul juriu a avut o sarcină un pic cam simplă, dacă stăm să mă întrebați pe mine, au venit mai puține lucrări decât ar fi trebuit. Au fost câteva. Și atunci am stat să mă gândesc, da, tot îndemnăm tinerii. Dom'le, tinerii trebuie să citească, tinerii trebuie să facă. Dar nimeni n-a spus, încercați să scrieți. Încercați să luați, să lăsați telefonul și tastatul și TikTok-ul sau ce o fi și să puneți mâna pe un creion. Hai să încerc să scriu o strofă de ceva. Hai să încerc să scriu un rând. Hai să încerc să scriu o scrisoare. Tot aud, textuim în sus, textuim în jos, nu mai dialogăm la telefon, tot ce facem este să dăm WhatsApp-uri și SMS-uri și texte, dar nimeni nu s-a gândit sau dacă s-au gândit, sunt puțin la număr, hai să încerc să scriu ceva, să fac o compunere. Și cred că dacă am face și cei tineri au tot timpul. Cineva îmi spunea la un moment dat, într-un dialog, vorbeam despre scriitori. Scriitorii trebuie să fie bătrâni. Dacă ești scriitor, trebuie să fie
să fii bătrân și nu cred, cred că suntem într-o pană de scriitori tineri, cred că e un impas în care se scrie mai puțin, se produce literar mai puțin și domnul Chișu spunea mai devreme, da, e bine să scriem și să citim literatură mare, da, toți vrem să citim și să scriem literatură mare, dar haideți să începem cu aia mică mai întâi. Haideți să scriem o novelă de două pagini și să vedem că poate ne place și poate reușim să lăsăm nenorocitul ăla de telefon și să scriem pe hârtie și să privim pixul și să ne cumpărăm un stilou. Cred că ar fi, nu știu, un exercițiu pe care cei tineri ar trebui să-l facă. Cineva spunea mai devreme și aici vreau să închei, citiți Marin Preda. Da, sunt chei, normal, e tatăl meu, citiți-l pe tatăl meu. De ce să-l citiți pe Preda așa ca o paranteză? Pentru că Preda e mișto, ca să folosesc un termen cool. Preda scrie mișto. Nu e complicat. Nu știați? Orice carte de-a lui, mă rog, poate cel mai iubit care e cam doar e capul de toate. Luați delirul, luați Viața cu o pradă, care din punctul meu de vedere este cel mai mișto roman autobiografic pe care l-am citit. Și o să vedeți că Preda e mișto, e mișto de citit. Găsești în el, găsești istorie, găsești în el dramă, găsești dragoste. Dragoste, frate, Preda scrie despre dragoste superb. Un conflict eterna lui întrebare și dilemă, ce gândește femeia? Cum? Care sunt mecanismele care o determină să facă și să spună ceea ce nimeni nu știe, nici dumneavoastră, doamnelor, că nu știe. Da, e un mister și e bine să lăsăm așa, că doamnele au o... Și atunci încercați să citiți Preda pentru că e mișto. Și încercați pe lângă Preda să citiți și alți scriitori, că sunt români, că sunt englezi. E o modă acum să se citească în engleză. Super tare! Foarte tare! Citiți în engleză. Nu mai citiți, scrieți un pic dacă se poate și lăsați un pic telefonul ăla că viața din jurul nostru și din jurul vostru este colorată și este animată și se mișcă. Vă mulțumesc foarte mult! Al doilea, după dânsul. 1984. Mersi. Fiul lui Preda e mișto de ascultat. Ultimul capitol al acestei zile, care va fi cel mai scurt. Vom decerna două feluri de premii. Unele la concursul de creație pentru cei care n-au publicat o carte de proză încă, dat în permanență, a fost atât de exigent încât n-am dat premiul întâi. N-au dat premiul întâi. Președintele al jurului a fost Florentin Popescu. Rog să fie foarte scurt. Nu mai venim ca la legile din România, expunere de argumente, expunerea 20 de pagini și legea 3 sferturi de pagini. Intrăm direct în substanța chestiunii. Plec cu două mari bucurii. Una că s-a reluat festivalul și a doua că în sfârșit se organizează Casa Memorială pe care la precedenta ediție am văzut-o plină de boruia și așa mai departe. Trecem la fapte. Juriul a fost alcătuit din trei persoane, domnul Nicolae Maridescu, publicist și editor, director al revistei Monitorul, Stan Vecristea, istoric și critic literar, secretar de redacție al revistei Caligraf și subsemnatul, prozator, istoric și critic literar, redactor șef al revistei București Literar și Artist. Premiile sunt următoare. Premiul 1 deja s-a anunțat că nu se acordă. Vedeți și aici o exigență a jurului, ca să vă dau mare. Premiul al doilea, Ion Calută, București, pentru proza Copilăria, grădina din care mi-am plantat visele. Fiind adresată Bucureștiului și asta o să...
Felicitări! Va fi firesc să-l public în București și tirașe artiste, cum am făcut și cu premianții din anii anteriori. Premiul obligator. Da, noi am publicat, în fiecare an am publicat premiul acordat de revistă. Da, vă rog. Nu mult, de-aia mi-am și notat ca să nu dureze mult. Vreau să spun doar că m-am născut, de fapt, de câte ori mi se spune numele, invariabil sunt întrebat dacă sunt rudă cu floarea calotă. Nu este așa, desigur, dar în acest fel mă simt că am o conexiune cu acest loc. De 5 ani de când am început să scriu și eu proză, pentru că până atunci am scris numai poezie, am primit o mulțime de premii, dar mărturisesc că mi-am dorit foarte mult să câștig și acest premiu. M-am născut la oraș, într-adevăr, dar am trimis o povestire despre copilărie, fiindcă am amintiri excepționale de acolo. Am fost entuziast să particip la acest festival și pentru că are numele lui Marin Preda, dar și pentru că directorul festivalului este domnul Ștefan Mitroi, unul dintre prozatorii pe care îmi plac foarte mult și pe care îi admir enorm. Dacă îmi permiteți, am să citesc nu o proză scurtă, ci una ultra scurtă, adică o poezie. Toamna se așează azi pe asfalt ca o liniște căzută din înalt. Un cerceaf dintr-o romanță nouă e răcoarea ce s-a pus pe rană rouă. Și gutuile din cer sunt, Doamne, coapte, au un gust subtil de vin și noapte. Iar o frunză cu o poveste e moneda cu care mă premiază Marin Preda. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, în curriculum vitae al fiecărui scriitor, obținerea unui premiu la concursul Marin Preda este o dovadă de maturitate, de talent și, cum să spun, și cumva o carte de vizită pentru viitor. Trecem la premiul al treilea, care se acordă domnului Constantin Daniel Mariș din Deva, pentru proza Exerciții de Karmă. Este aici? Nu este. Poate că îi trimiteți prin poștă. Premiul al treilea, tot al treilea, George Băicoianu, din Alexandria, pentru proza Constantin. Felicitări! Doamnelor și domnilor, distinși invitați, dedic acest premiu bunicului meu, Constantin Dobeanu, care de fapt este și eroul acestei povestiri pe care am trimis-o. Este o povestire dureroasă pe care bunicul mi-o spunea pe prispa de la Plopislăvitești și de câte ori povestea cât a îndurat, așa cum o să citiți în povestire, îl podideau lacrimile și apoi nemai putând să-mi povestească, se apuca să cânte la frunză sau la sos de pește. Vă mulțumesc mult și vă doresc tuturor multă sănătate și fiecăruia dintre dumneavoastră multă putere de muncă să realizați tot ceea ce vă planificați, tot ceea ce vă doriți. Mulțumesc frumos! Felicitări! Nu le luați pe amândouă, că numai una e a dumneavoastră. Ah, eu dați dumneavoastră. Vă rog, să-i anunțăm numele. Daniel Mariș, care nu e aici, dar să oferite, să se ofere. Felicitări, iată, așadar, atâta, câtă viață, atâta literatură la acest premiu. Acestea au fost premiile, vă mulțumim pentru participare tuturor și succes laureaților. O secundă, acestea au fost doar o parte din premiu. Mai avem trei și scăpați. Începând de anul trecut, s-a instituit un premiu pentru scriitori, membri ai unui scriitorilor, născuți în Telorman, pe care îl acordă Consiliul Județean Telorman. E un premiu nici foarte mare, nici foarte mic, oricum, onorant și onorabil. El se acordă lui Florea Burtan pentru volumul de proză scurtă. Încă o dată, ne pare rău că nu este alături de noi, îi dorim sănătate pentru volumul povestit de pe dealul lacrimilor. Se angajează domnul director al centrului
pentru promovarea, mă rog, e terminologie lungă, niciodată nu are culturii, să îl ofere. Foarte domnul Ciprian Agapie. Un alt premiu, nu avem premiu 1, premiu 2, premiu 3, sunt egale. Doamne Nicoleta Mirea, poetă și critic literar pentru cartea de critică. Mult sau puțin, să știm de înainte. Ne tocmim. Să fie potrivită puțin, vă rog. Mulțumesc. Cred că sunt vreo 20 și ceva, în 1986, când luam premiul pentru proză la Festivalul Marin Preda. Au trecut ani și ne-am dezvoltat în cuvânt. Astăzi, când pentru mine Marin Preda este un fel de Iisus al cuvântului, un reprezentant al lumii, lumilor, permiteți-mi să recit să citesc o poezie pe care am intitulat-o Pieta. Într-un târziu, coborând de pe cruce, spre inima mexilată, ca într-o fântână părăsită la murg, Iisuse, o candelă găluitoare, ai aprins la fereastra mea oarbă, unde scrâșnește videoclipul marelui gol. Cineva, nu știu cine și nici de ce, îmi aruncă în ochi cenușă amestecată cu sânge din sângele tău. Pare o pasăre smulsă din somnul cuvintelor mute, zăbrele ghimpate, capcane pentru gânduri, îi țin loc de aripi. Aproape de cerul tău, care începe să fie și cerul meu, o piatră colțuroasă înțepenește în pumnul tâlharului privind la preoteasa de taină, în timp ce mâinile mele sângerează scriind despre Pieta. Acum, protejată de un geam blindat, imediat după intrarea pe partea dreaptă, între Sfânta Ușă și altarul Sfântului Sebastian în Basilica Sfântului Petru. O singură moarte înviată din iubire, în dimensiunile ei știute și neștiute. Iisuse, lumea aceasta e cealaltă? Oamenii ăștia vor să strice proza cu poezia. N-a prea avut mila de noi laureat al noastră, dar asta este al treilea laureat al premiului pentru scriitori, membru al unui scriitorilor, un roșioran, domnul Iulian Chivu. Niciodată nu l-am cântat mai mult niciun titlu decât cel de cetățean de onoare din comuna lui. Nici eu nu sunt cetățean de onoare al județului, nici al orașului în care locuiesc, sunt cetățean de onoare al comunei în care m-am născut. Și mă bucur acum de premiul pe care îl primesc aici, fiindcă am mai primit și alte premii. Vă mulțumesc pentru acordarea. Dacă ați făcut un apropo la mine că sunt cetățean de onoare al județului, să știți că sunt și al comunei în care m-am născut. Și chiar al acestui liceu, absolvent de onoare, un titlu care s-a instituit în urmă cu 4 ani.
și am avut onoarea să fiu primul care i-a fost decernat, deși n-am fost, nu sunt eu cel mai meritos absolvent al acestui liceu. Au greșit alegându-mă pe mine. Oameni buni. Nu am greșit. Nu erați dumneavoastră director atunci, că nu aveam șansa asta. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, în primul rând, că ne-ați primit aici acasă. Îi mulțumesc și lui Ciprian Agapie, directorul centrului, că ne-am înțeles bine. Îi mulțumesc și Iulianei Cârnaru. Ne-am mai certat așa, cu ghilimele de rigoare din când în când, dar am scos-o la capăt. Mulțumesc tuturor invitațiilor, mulțumesc elevilor. Dacă mai sunt sandwich-uri, ceva de mâncare pe acolo, îndrăzniți, e și pentru voi, e și pentru voi. Eu zic așa, a fost aproape bine. Sper ca la anul să fie și mai bine. Mulțumesc! Nu plecăm chiar toți. Evenimentul continuă cu o parte a treia, chiar dacă nu este în programul manifestărilor. Da, vă rog să rămâneți. Vom merge împreună la Catedrala Sfântul Alexandru. Sunt motive suficiente să mergem acolo. Sunt lucrări pictate de marele pictor Ștefan Lupian, așa rămânem în zona artei. Și este un moment frumos pe care îl putem petrece împreună, numai mult de jumătate de oră, după care vom merge să luăm masa împreună, da? Am uitat un lucru esențial, așa din mers. Avem o diplomă și pentru Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, în semn de apreciere pentru promovarea scriitorilor născuți în Telemann și în mod deosebit a scriitorului Marin Preda. Ne bucurăm să o putem acorda, doamnei director. Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem la final de festival Marin Preda. Am privilegiul să o întâlnesc pe Ana Dobre, profesor de literatură, critic literar de notorietate, a depășit nu doar granițele județului, ci cred că și dincolo de România. Și aș ruga-o să spună, fiind în elementul ei, a scris despre Ștefan Mitroi, directorul de festivalul această ediție, un volum întreg, o monografie, obzecistul fără generație, parcă așa se cheamă, despre Marin Preda, nici nu mai spun. Despre emoțiile cu care a venit la această ediție, pentru că am ascultat-o și am luat ceva din emoții. Despre emoțiile de acum către telespectatorii Telemoldova Plus. Te rog frumos! Mulțumesc pentru invitație. Suntem oameni și fiind oameni, sigur că avem emoții. În plus, venind la festivalul Marin Preda, emoția este întotdeauna mai mare pentru că avem un reper genial. Ne temem să nu fim mai prejos de posibilitățile de a exprima esențialul despre, chiar într-o scurtă intervenție, despre personalitatea lui Marin Preda și despre personalitatea operei sale. Dacă s-au simțit emoțiile mele, consider că acesta este, iarăși, un omagiu pe care îl aduc și pe această cale lui Marin Preda, pentru că nu mi este indiferent. Dacă îți este indiferent ceva, ești detașat, vorbești oricum. Când subiectul te atrage și când scriitorul, mai ales scriitorul, este mare, este genial, ai emoție și în fața lui Eminescu, pentru că întotdeauna te compari cu cei mari. Uite cât de frumos a prins ceea ce s-a întâmplat, înălțimea întâmplării de aici. Aș vrea să subliniez un lucru. Scrierile tale critice sunt citite cu atenție ca o proză adevărată. Nu toate, dar vorbesc cu foarte mulți despre care ai scris. Unii urmăresc chiar să vadă ce mai spune Ana Dobre, că trage câte o linie frumoasă în tot ce scrie. Și aș vrea să o întreb ce ar scrie, dacă ar fi să privească puțin ca un critic literar, întâmplarea de astăzi care a fost absolut deosebită. Cu toate lorile de cuvânt, cu șarmul lui Ștefan Mitroi, cu toți vorbitorii.
Mării, care aproape nu s-au putut opri din drag de Marin Preda. Da. Cum mai privi, din punct de vedere al unui critic literar, tot ce s-a întâmplat aici? Mulțumesc pentru această apreciere. Chiar și premiul pe care l-am primit anul trecut la Vasile Voiculescu a fost, spre surpriza mea, un premiu de proză. Da, a fost bine meritat. Pentru că mi s-a spus că eu, de fapt, scriu o proză. Bun, critica literară este... practic o proză de idei. Este o creație, nu se poate. Nu se poate fără creație. Aici e mult de discutat, nu intrăm în polemică. Ce aș putea să spun despre ce s-a întâmplat astăzi aici? În câteva fraze, nu? Cred că a fost un moment fast, pentru că ne-am întâlnit atâția oameni care îl iubim pe Marin Preda, pentru că a fost Alexandru Preda, și a adus ceva din spate, din spiritul lui Marin Preda. Am început să vorbesc despre Marin Preda astăzi, în acea intervenție a mea, plecând de la o idee a lui Constantin Noica. Aș putea să închei acum acest scurt interviu cu dumneavoastră, tot cu ideea din Noica, referitoare la tinerețea lui Goethe, care era valoarea pe care Goethe o aprecia cel mai mult. Tinerețe care se caracterizează, hai să spun, prin mai multe trepte, prin cinci trepte. Bucurie, nemurire, sper să nu, să nu le uit, nemurire, da, imortalitate, înțelepciune, înțelepciune și încă mai sunt încă două, da, în scapă acum. Ideea era că tinerețea înseamnă și nemurire. Tinerețea, și în felul acesta, iată, astăzi am văzut tinerețea lui Marin Preda, da, manifestată prin opera sa, manifestată prin continuitatea biologică, prin Alexandru Preda și prin fiul lui, nepotul lui Marin Preda, care n-a fost prezent aici, dar el există în această lume, așa, Tudor Preda, care a preluat numele străbunicului, Tudor Călărașu. Tudor Călărașu. Și astfel că, iată, există o continuitate și există în continuitate, există și speranță. Îmi place aducerea în discuție acestui simbol al zicerii tinerețe fără bătrânețe. S-a simțit, e o observație în deplină legătură cu ce s-a întâmplat. Au fost foarte mulți tineri aici, unii au mai venit, alții au mai plecat după cum am avut ore. Da. Și cred că fiind a 18-a ediție, poate fi un majorat, dar poate fi un nou început, pentru că eu am mai fost la câteva festivaluri de Marin Preda, ne-am mai întâlnit, cred că este o nouă revigorare. Pentru viitor, întrevezi clipe mai frumoase, mai fastoase? Tot e posibil. Totul este posibil. Depinde de noi să transformăm posibilitatea în realitate. Oamenii fac ca lucrurile să existe și să existe frumoase. Se înțelege din ce ai spus, înțeleg telespectatorii, de ce Ana Dobre e iubită și de cititori și de scriitori. Pentru lucrurile astea frumoase, vă mulțumim dumneavoastră, mulțumesc să rămână pe curând cu alți invitați. Bună ziua, stimați telespectatori Telemoldova Plus, de aici, de la Alexandria, unde s-a ținut a 18-a ediție a Festivalului Național de literatură Marin Preda. Surpriza pentru mine este că am întâlnit-o pe una dintre jurnalistele culturale care lucrează la Radio România Actualități, post de radio căruia îi sunt fan, sărmâna Mihaela Helmis. Este o onoare pentru mine să stau de vorbă cu un om de asemenea factură, atât de ocupat mereu. Duminicile dimineața urmăresc Radio România Actualități pentru convorbirile cu Adrian Cioroianu, sau pentru, dar e seara târziu, e de departe de la Timișoara, de peste tot, și iată-o aici venind, creând bucurie cu prezența ei. A pomenit-o și Ștefan Mitroi pentru lucrurile pe care nu s-au împlinit, pentru ce se va împlini. Cu ce sentiment a venit Mihaela Helmis aici? Numai prezența dânsei deja a creat o mică stare de emulație, am simțit-o pe mine. Asta vi se întâmplă dumneavoastră, dar eu vin cu cele mai bune gânduri de a cunoaște și mai mult oamenii care îi sunt într-un fel apropiați și datori lui Marin Preda. Am ajuns și la Siliștea Gumești, am simțit vibrația acelui loc.
am venit și printre tinerii de la festivalul de teatru pentru tineret Idoi Days. I-am văzut și pe cei foarte tineri și pe cei care vin în trena lui Marin Preda și într-un fel sunt și ei ai noștri sau fac parte din ADN-ul nostru cultural. Și atunci, venind aici la invitația lui Ștefan Mitroi, pentru că s-a deschis festivalul și pentru tineret, nu fac decât să îmi îndeplinesc una dintre convingerile cu care practic jurnalismul constructiv, i-am spus eu. Acolo unde se întâmplă lucruri care ne duc înainte și de data aceasta prin literatură și prin tineri, este și locul meu. Așa că da, Marin Preda este pentru noi toți un model în literatură, dar e cel care ne creează poate cea mai mare emoție când vorbim despre ADN-ul nostru literar-cultural și ca neam până la urmă, pentru că ne descrie pe noi pe toți, el venind în Transilvania, eu fiind sibiancă, descriind și acea zonă așa cum o face și cu zona sudului și atunci, da, se întregește cumva puterea mea de a înțelege această țară, acest popor, rădăcinile noastre și prin Marin Preda. De aceea mă aflu aici. Mulțumesc. Nu o să o lungim foarte mult, dar mi-a plăcut sintagma jurnalism constructiv. Datorită acestei sintagme, îndrăznesc să vă rog și promitem împreună telespectatorilor Telemoldova Plus să ne întâlnim la București, la studioul Telemoldova Plus din București și aș vrea o oră despre jurnalismul constructiv și despre asumarea profesiei în felul acesta de către Mihaela Helmi și despre pasiune, pentru că e prima dată când ne întâlnim direct și e o bucurie, e o onoare, o încântare și aș vrea să speculez într-un viitor apropiat experiența de jurnalist constructiv al Mihaela Helmi. Promitem să ne întâlnim o oră la București? Este cel mai ușor pentru mine să promit și să mă și țin de cuvânt, pentru că da, acesta este felul în care simt că pot să fiu de folos celor din jurul nostru, comunicând, așa cum sunt reporterii, ochii și urechile celor care ne văd și ne ascultă, despre lucruri care cu adevărat se înfăptuiesc. Și mulțumesc pentru invitație! Să rămână Mihaela Helmis, mulțumim, stimați telespectatori! Ne-am întâlnit cu un om care ne va povesti despre frumusețea vieții de jurnalist, mereu în alegătură, mereu să ne aducă de peste tot lucruri cu care să ne bucure sufletul. La revedere, pe curând!